Ieri, în prezența președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a consilierilor județeni și a reprezentanților aparatului de specialitate din cadrul instituției, a avut loc inaugurarea Castelului Nopcea, din localitatea Săcel, comuna Sfânta Mărie, Orlea. Lucrările au vizat restaurarea și refuncționalizarea acestui valoros monument istoric aflat în patrimoniul Consiliului Județean Hunedoara, domeniu situat pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. Încă o investiție de excepție atrasă de Consiliul Județean Hunedoara în domeniul culturii, al turismului, al punerii în valoare a județului Hunedoara, a făcut ca, după zeci de ani de uitare, Castelul Nopcea din Săcel să ocupe un bine meritat loc pe harta obiectivelor turistice de interes național, în care este atât de bogat județul nostru. Toți turiștii care vin și vizitează mai ales zona Hațegului mai au un obiectiv în plus. Consider că realizarea acestui obiectiv va ridica comuna Sfântă Mărie Orlea, va ridica țara Hațegului și va da un mare plus valoare județului Hunedoara. Cred că este o investiție foarte bună, atât pentru cultură, cât și pentru turism, pentru toate cele trei entități, comuna Sfântă Mărie Orlea, țara Hațegului și mai ales județul Hunedoara. Încă o dată apreciez și felicit domnul președinte Laurențiu Nistor, echipa dânsului, pentru realizarea acestui obiectiv. Doamne ajută și vă invit din suflet pe toți, dar fără excepție, să intrăm să vizităm tot castelul și să vedeți atunci convingerea ce s-a făcut aici. Lucrările realizate la Castelul Nopcea au avut un grad ridicat de complexitate și au vizat refacerea acoperișului, reparații interioare și exterioare, finisaje și restaurări ale elementelor valoroase din punct de vedere arhitectural. La interior, unele dintre cele mai importante și de mare finețe lucrări au vizat refacerea sălii oglinzilor cu lambriuri din lemn, reparații la scara din fontă și balustrăzi, sablarea, completarea și vopsirea scării circulare din fontă, realizarea unui chepeng metalic și a scării metalice pentru acces în turn. La exterior s-a recurs la refacerea completă a crenelurilor și a ornamentelor pereților. Arhitectura exterioară, într-adevăr, este de sorginte românească și respectă castel, dar arhitectura interioară aduce, să spunem așa, și modelul apusian, confort, pentru că aceste castele nu mai erau castele de apărare, cum este castelul de la Hunedoara. Asta, cum se zicea francez, este château de plaisir. Adică în care, într-adevăr, să te și relaxezi și în care să primești oaspeți și lucruri de genul acesta, pentru că familiile nobiliare, într-adevăr, aveau o ținută. În cadrul proiectului a fost reabilitat și beciul din apropierea castelului. A fost restaurată poarta masivă care asigură accesul pe domeniu și au fost refăcute toate împrejmuirile. Pe domeniul Nopcea, Consiliul Județean Hunedoara are în implementare un alt proiect pentru care a obținut deja fonduri prin PNRR. Investiția, în valoare de circa 300.000 de euro, vizează eficientizarea energetică și reabilitarea clădirii administrative aferente castelului Nopcea. Iar în prezent se lucrează la proiectul tehnic.